Pe 19 noiembrie 2015, mascații au descins de la primele ore ale dimineții în comunele Dragoslavele, Rucăr, Stoienești și Cetățeni, la locuințele unor persoane bănuite de săvârșirea unor infracțiuni în domeniul silvic, dar și la sediile unor societăți comerciale și chiar la sedii ale ocoalelor silvice. Cei 115 polițiști din cadrul Poliției Municipiului Câmpul Lung, sprijiniți de luptători din cadrul Serviciului Acțiuni Speciale Argeș, sub coordonarea procurorului din cadrul parchetului de pe lângă judecătoria Câmpul Lung, au vizat 37 de locații. Din cercetări, polițiștii au stabilit că în perioada septembrie 2014-noiembrie 2015, cele 12 persoane cercetate ar fi condus vehicule neînmatriculate fără a poseda permis de conducere pe care le-ar fi folosit pentru a sustrage material lemnos din fondul forestier Valea Hotarului și Olăneasca, aflată în administrarea ocolului silvic Dragoslavele. Dosarul a fost înaintat parchetului de pe lângă judecătoria Câmpul Lung cu propunere de trimitere în judecată. În urma probatoriului administrat, în data de 5 februarie 2016, polițiștii din cadrul secției de poliție rurală Rucăr au propus trimiterea în judecată a 56 de persoane sub aspectul săvârșirii infracțiunilor de furt de arbori, abuz în serviciu și tăinuire. Potrivit cercetărilor, în perioada anilor 2014-2015, acesta ar fi tăiat ilegal și sustras aproximativ 1900 de metri cub de material lemnos cu ajutorul unor angajați din cadrul unui ocol silvic privat, iar ulterior ar fi transportat și comercializat materialul lemnos la 4 societăți comerciale cu profil de activitate prelucrarea lemnului. În urma documentării întregii activități infracționale, prejudiciul a fost stabilit la suma de 1.256.055 de lei.